Mă tem că s-o aprins. Apși, ați fost la alegeri și folos, nici drept să vă spun, nu mi-au prea plăcut alegerile astea de amuia. Mă scol eu azi de draga dimineață, dar stați mai întâi să încep cu celelalte alegeri, cu curul întâi, cu turul întâi. Eu și ne-o ieșit. Am încurcat turul cu curul. Dar ele, de fapt, nici nu stare departe unul de altul. Înseamnă că la turul întâi tot așa. M-am sculat eu de draga dimineață, m-am clătit o leacă, m-am gătit o leacă, am îmbrăcat costumașul și ala cu care azi mă îngroapi, că altul mai bun eu nu am. Rări și rupte am câte vrei, dar nu, numai unul. Și hai la votare. Dar drept să vă spun, nu prea avem o dispoziție bună de votare. Nu ca alte dăți. La alte alegeri cum se întâmpla? Începeau să vii partidele pe la tine pe acasă tocmai cu vreo două luni înainte de alegeri. Ba un partid cu cartofi, ba un partid cu macaroane, ba trilea cu un pachet de zahăr și un șip de uloi. Dar șor așa la... Odată chiar și o coroapcă de șocolate ne-o dat. Dar Seriojică, câtă treabă fășe pe lângă casă? Da, mu? Nică, dar și aia să alegeri? Zic, poate la secția de votare înseamnă noroc. Că la celelalte alegeri, de departe nișă câte unul, îmi baga și în 10 de lei și ce că, Chiocheleană, iei buletinul de vot și nu merg de sus în jos și pui ștampila pe-a șeptelea. Sau pe-a șinșelea, ei, mă rog, unde, de-am unde era partidul lui? E, așa de ușor era, eu nu-mi băteam deloc capul. Număram așa, 1, 2, 3 sau cât trebuie și jneap pe ceata. Și, la revedere. Da, mă... Măi, oameni buni, asta e bataie de joc, nu alegeri. Nișunul nu m-a întâlnit cu 50 de lei. Nișunul! Merg eu la școală, la secția de votare, mă uit într-o parte, în alta, nimeni n-are nevoie de votul meu. Și ce-am făcut? Eu am văzut la televizor cum stau astea, fietele astea care-și vând trupul pentru bani. Cum le țâși, măi? Astea, măi... E ca așa, șed razamate de un gard sau de un zid, cu mâna în șold, dar șoldul fac așa ca să arate mai mare și așteaptă de ăștia clienți. E ca așa și eu, m-am sprijinit de păretele școlii, poate vine vreun partid să cumpere o babă. Și nică, măi, oameni buni, nică, babă ieftină și bună și ei nică. Îl văd eu pe unul care în sat la noi e mai mare partidul ăsta, ăsta care a fugit, măi. A, Plaștaniuc. Aista mă plătea întotdeauna. Da, mu, treci pe lângă mine și faci că nu mă vede. E, tu ne-ți arhanghelul Gavril și Mihail. Uai tu, Olivei! Uai tu, Olivei! Dar și te faci că nu mă vezi? Și nu mai vrei votul meu? Cum să nu vreau, Chiocheleană? Vreau! Hai, dă rubla! Parcă-am dat cu sare în ochi. Mă-nșit, Chiocheleană, să nu te audă cineva! Gata! O fugit Plaștaniuc, s-o mântuit și rubla. Zic, dacă e așa, ap și votul meu pentru voi s-o terminat. Și pentru cine-ți votez, mă rog? Treaba mea cu cine-ți votez. Și m-am pornit la votare, dând și eu așa din șolduri, cum dau acelea care își vând trupul. Am intrat, am luat șumuiagul și ala de buletine cât din odat, m-am dus după cușca aceea, am luat pe ceata și dă-i. Jap, 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 jap. Le-am pus la tăți câte o pe ceata, de sus în jos. Am mai muiet odată pe ceata și iar de sus în jos. Jap, 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 jap.
Navă, navă, săturați-vă de voturi! Am tot jăpăit cu peceata aceea până am rupt cușca de vot. S-o spăriat lumea, nu mă putea opri. Eu vă spui, dacă nu întoarceți alegere și cum a fost, nu mai merg la votare în veșii veșilor. Să nu zâșiți că nu v-am zis.